Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru investitori. Suntem în contact tot mai des și în întrevederi și discuții toate trei instituții cu investitori. Și investitorii trebuie să înțeleagă că, indiferent de viziunile politice, pentru noi, cei trei care stăm aici în sală, este important ca instituțiile să abordeze subiectul investitorilor în mod profesionist, prompt, fără abuzuri și în mod profesional, în mod special, fără caractere politice. Chiar recent am discutat cu un investitor foarte mare care are interes în a-și deschide o afacere în Republica Moldova și spunea de altfel că Republica Moldova nu este singurul stat unde președintele vine dintr-o zonă politică și guvernarea vine dintr-o altă zonă politică. Contează ca investitorii să se regăsească în condiții bune pentru a face afaceri,